Bună dimineața! Bine ați venit pe canalul meu sau bine ați revenit! Este o zi frumoasă, cu mult soare. Deja este ora 8, imediat o să intrăm să vedem cât au început să livreze panourile. Între timp vreau să spun la urmăritorul nostru care are și el un invertor grouat. Mi-a trimis un mesaj că nu știe să limiteze sau nu e reglat corespunzător invertorul. Nu am timp pentru că trebuie să plec la lucru, dar o să-ți arăt ceva la el ca să ai idee. Prima dată vedem producția. Deci de la prima ora dimineții avem deja 3 kW injectare. Acum, pe smart meter trebuie să apară telefonul acesta, vedeți? Receptorul de la telefon. Dacă ăsta apare, atunci smart meter-ul este în conexiune cu invertorul și atunci el execută comenzile pe care le dă invertorul. Așa poți limita injectarea în rețea până îți vin actele și să nu ai probleme. La mine nu apare problema cu resetarea sau cu, cum ai zis tu, că injectează în rețea până își face el toate cele necesare. Eu nu am problema asta, la mine se conectează și face imediat în 60 de secunde toate setările pentru frecvența și puterea curentului rețelei și nu am problema pe care o ai tu. Trebuie intrat în invertor la injectare acolo și să dați cât la sută să nu injecteze. Nu se reglează din smart meter. Deci dacă smart meter-ul nu este conectat cum trebuie la invertor și nu apare acest receptor de telefon, nu puteți să opriți injectarea. Da? Deci intrați în setările invertorului. Nu am timp, v-am zis astăzi să stau, dar o să vă arăt în altă zi. Aici la mine e în engleză. Intrați în setări la ăsta, nu, la celălalt intrați și o să vă arate acolo pe injectare. De fapt aici este. Dați pe avansat. O să vă ceară o parolă. Ați introdus parola și intrați în setările avansate de rețea pentru a opri injectarea. Cam asta este toată treaba cu injectarea și cu setările. Dacă nici așa nu merge, sunați firma și vedeți ce are. Împământare aveți la el. Dacă nu aveți împământare, aveți grijă, că și din cauza împământării face figuri. Și dacă nu aveți împământarea făcută, atunci bateți o țeavă provizoriu în pământ și legați firul de la invertorul de iasă pentru împământare de acea țeavă până faceți împământarea, pentru că nu intră în funcționare dacă nu are împământare. Cam atât am vrut să vă arăt. Vă salut și o zi bună!